Migrarea forței de muncă a ajuns să devină pentru România o problemă fundamentală. Se resimte în plan politic, economic, social. Dar cu cât efectele acestui fenomen își fac resimțite profund prezența înăuntru sufletului fiecăruia dintre noi, atunci vorbim deja de o criză de identitate a neamului românesc. Dragii mei, s-a întâmplat chiar ca zilele trecute să am la cabinet un copil, un băiețel, adus de bunica sa. Avea toate manifestările unui tablou clinic specific depresiei. Repet, copilul are 10 ani. Care era povestea de viața lui? Una firească, ai putea spune, pentru societatea contemporană pe care o brodăm zi de zi fiecare dintre noi, cetățenii acestei țări. Părinții lui plecaseră în străinătate de când el avea un an. A plecat mama mai întâi, peste ceva vreme a plecat tatăl, el a rămas cu bunicii. La un moment dat, copilul a fost luat de către părinți acolo, în acea țară europeană. Copilul însă a spus că nu se poate adapta la 5 anișori, că nu se poate adapta condițiilor de acolo. L-au adus înapoi în țară. Copilul a rămas la bunici. Părinții sunt în continuare acolo, în acea țară străină. Îi trimit cadouri. Și copilul, când le primește, plânge. Și a ajuns să dezvolte manifestări specifice depresiei, de tipul tristețe profundă, lipsă de poftă de viață, lipsă de motivație în a învăța, în a se juca. El nu se mai joacă cu copiii. El se retrage într-un colț al casei și scrie poezioare, scrisorele părinților. Acestea fiind spuse, dragii mei, dincolo de a judeca pe cineva, pentru că știu că fiecare dintre noi avem lupta noastră personală. Vă rog mult, și acum adresez părinților plecați în străinătate, care și-au lăsat copiii acasă, vă rog din suflet, considerați necesitatea, nevoie imperioasă a copilului dumneavoastră de a fi cu dumneavoastră. În primii 7 ani de viață ai copilului se formează, se structurează personalitatea acestuia. Este foarte importantă prezența mamei, să știți. Studiile psihologice confirmă cum că mult mai importantă este viziunea mamei și relaționarea mamei cu copilul, pentru că ea pare să că a ajuns să cunoască mecanismele psihice ale copilului sau mai mult decât tatăl, părintele tată. Dacă mama nu este prezentă fizic lângă copilul ei, credeți-mă, vă vorbesc din perspectiva lucrului cu astfel de cazul la cabinet. Nimic nu mai poate îndrepta ceea ce a fost stricat în copilărie prin lipsa prezenței părintelui. Să ajungă un copil de 10 ani să dezvolte depresie este inuman. Caracteristica afectivă a copilăriei ar trebui să fie bucuria. Acesta este firescul copilăriei, bucuria. Vă rog mult, dragii mei, să înțelegeți cum că important pentru fiecare dintre noi este să comunicăm. Și cea mai la îndemână formă de comunicare este prin intermediul iubirii. Vă rog mult așadar, dacă sunteți plecați în străinătate, să căutați și nu puteți să reveniți acasă din diverse motive. Căutați să vorbiți cu copiii dumneavoastră zilnic. Există tot felul de metode, de variante de comunicare pe care tehnologia le permite. Skype-ul, Facebook-ul, WhatsApp-ul. Vorbiți cu copilul dumneavoastră. Permiteți-i să vă vadă. Nu-l abandonați în brațele bunicilor, pentru că s-ar putea să nu mai găsiți nimic atunci când ajungeți acasă. Și când spun asta, mă refer la statisticile dureroase din România, care povestesc despre rata
crescândă a sinuciderilor în rândul copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Dacă nu ați știut cum că pentru copilul dumneavoastră singura persoană importantă din lume sunteți dumneavoastră, mama sau tatăl lui, vă rog mult, vă spun, din postura psihologului care lucrează cu astfel de cazuri, faceți tot posibilul pentru a reveni în inima copilului dumneavoastră, pentru a reveni în formă fizică, prezentă și nu doar ca amintire. Altfel, credeți-mă, nu există tratament care să amelioreze, dar aminte să vindece rana profundă din inima unui copil pe care plecarea unui părinte a generat-o.